Bună ziua, 15 aprilie. Foarte mulți m-au întrebat, cam aproape de fiecare dată, din ce fac siropul cu care stropesc ramele și... Deci, să vă arăt. Ceai în care am pus și am spălat centrifuga. Am pus în acest stropirici ce adaug un pic de protofil și apivirol forte. V-am spus și repet tot timpul ce dați la albine, vă uitați la termen de valabilitate, la data de valabilitate, adică nu dați expirate. Că pe urmă o să spuneți, aia nu prea a fost bun. Nu și-a făcut treaba. Nu-și face treaba din acest motiv. Ori dăm lucruri expirate, ori... Nu pun foarte mult, nici foarte puțin, o cantitate apreciabilă. Deci undeva la 50 de mililitri de protofil și apivirol forte, tot cam la fel. Aici am pus circa 2 litri de sirop. De fapt este un ceai din foi de ceapă făcut. Tot astăzi am să mai fac încă un film. Mai acu și ca acum sunt deja 12 grade. Astăzi s-au anunțat undeva la 24. Am terminat de vopsit stupul ursul. Vreau să fac tranziția de la un stup. L-am curățat, l-am ars. Asta este rama de boci. Am pregătit-o și pe ea. Toate în vederea obținerii unor boci de calitate, unor regine de calitate. Am să fac un următor film tot astăzi cu transvazarea dintr-un stup în altul. Am să arăt exact cum transvazez, cum fac trecerea ramelor. Mă uit și după regină, mă uit și ce rame am în cuib. Acum pot fi extinse la maxim. A trecut capitolul de frig. Vor să mai vină ploi. Am înțeles, sâmbătă și duminică. Revin cu un următor film.